Europarlamentarul Cristian Terheș a spus că la Bruxelles se pregătesc legi controversate precum implementarea portofelului digital, care va facilita controlul și monitorizarea cu privire la finanțele personale ale cetățenilor, limitarea achiziției de haine și a consumului de carne, promovarea alimentelor pe bază de insecte, totul pentru protejarea planetei. Cum va ști guvernul că îți vei cumpăra doar trei haine pe an? Nicolae Ceaușescu a fost mic copil pe lângă ce gândesc aceștia, oficialul de la Bruxelles. Acesta înseamnă să ai un sistem prin care toate tranzacțiile să fie monitorizate. Ai nevoie de portofel digital și de identificare digitală. Știu discuțiile din spate. Am reușit să blocăm un parlament, nu știu dacă vom reuși să blocăm pe toate. Poziția grupurilor la nivel politic, grupurile mari din Parlamentul European, este că susțin aceste mizerii. La începutul lui 2021, Ursula von der a spus că se va da liber la mâncatul de gândaci. Unii spuneau că nu este adevărat. În acest moment în care vorbesc cu dumneavoastră, sunt la Varsovia cu un grup de europarlamentari. Am avut o întâlnire cu ministrul Climei. Le-am întrebat dacă în Consiliu e cineva care întreabă Comisia de unde vin astfel de idei. Vedem Forumul Economic Mondial de la Davos. Au reușit să educe politicieni și de stânga și de dreapta. În guvernele lumii ai oameni educați de Schwab. Iată ce politici publice promovează. Vedem în Anglia ce se întâmplă, a comentat Terheș pentru România TV. Relatează ortodoxinfo.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro